dimineață să gătească ceva. Și s-a filmat în asta când gătea, era acasă și făcea o mâncare, nu mai știu ce mâncare gătea el acolo. Și maica s-a îl filma. Și când s-a dus la școală, a pus filmul ăsta ca una din temele care le-a făcut, că trebuia să facă două, știi? Da. La aia a făcut o lucrare scrisă, a spus ce a văzut, cum s-a simțit, cum nu știu ce. Și la asta, la altă, s-a filmat când gătea la bucătărie. Mi-a plăcut așa de mult, își pusese șoață. Băgă-te așa. Iar chestia cu sportul iară mi-a plăcut, pentru că eu așa le-am recomandat și la copiii mei, că nu-i nevoie să faci sport de performanță, să ajungi tu mare sportiv. Dar cât de cât să faci un sport acolo, să un volei, un basket, eu le-am recomandat sportul de-astea cu mingea în general, dar nu fotbal. Le-am spus fotbal, dacă vreți jucați voi așa, zice, dar dacă te duci undeva să faci sport în mod organizat, basket, volei, handball, astea sunt. Și la mare a făcut, aici m-a lovit pe mine la asta. La mare a făcut handball și pe urmă a jucat handball și în facultate. Ăsta micul Mircea a făcut basket, dar numai cât a fost în liceu. După ce a terminat liceul, n-a mai făcut sport deloc. Și nici în liceu n-a fost așa pro valoare. Se ducea și el acolo cu ei lații și nu de la coș. Dar organizat, adică era o echipă unde se ducea și făcea antrenament. Am predat tehnologia materialelor și la facultate am fost tot așa vreo 5 ani, după ce n-am mai fost la liceu, m-a racolat ăștia de la Institutul de Petrol și Gaze cu Angel și cu Manea la rezistența materialelor, dacă e cunoscut. Pe... Manea a fost până târziu profesor, am uitat cum îl chema pe profesor, era de București, era renumit profesor la rezistența materialelor și am fost asistentul Angel o perioadă și fost asistentul Manea la subinginer. Dar mi-era foarte greu. L-am prins pe Posa în ultimii ani. Cum? Pe Posa. Așa, Posa, da. Posa era șeful de catedră și Manea și cu Angel erau șef de lucrări și mai erau acolo mai mulți de ăștia băieți tineri, așa,
tot așa, pe curs de șef, pe curs de asistent.